Butelile au fost controlate de comisarii Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Gorj. Pentru că în această perioadă butelile se numără printre produsele cele mai căutate, oamenii legii au vrut să prevină evenimentele neplăcute prin depistarea comercianților care încalcă legea. Peste 2500 de butelii au fost verificate de comisari. Printre cei 15 agenți economici s-au descoperit și persoane care încălcau legea și aveau spre vânzare butelii neconforme. Au fost verificați un număr de 15 operatori economici la nivelul județului Gorj, fiind controlate un număr de 2547 de butelii. Am urmărit în principal legalitatea funcționării operatorului economic. Este foarte important ca un astfel de operator economic care comercializează aceste produse, care pot deveni un pericol pentru consumatori, să funcționeze în mod legal, să aibă autorizații de funcționare și să poată comercializa în siguranță aceste produse. Printre aspectele urmărite de comisarii CJPC Gorj se numără respectarea procedeului de umplere și capacitatea în litri a buteliilor. Aceste detalii trebuie urmărite de toți cumpărătorii. Oamenii legii au și câteva recomandări pentru populație. În primul rând, consumatorii trebuie să fie atenți la starea fizică a buteliei. Aceasta să nu prezinte defecte, să nu fie deformată, să aibă crestături sau rizuri, fisuri sau defecte produse prin coroziune, să fie inscripționate prin poansonare, pe garda de protecție, de exemplu, nedemontabilă, trebuie să se regăsească următoarele informații: scadența de verificare tehnică periodică, masa buteliei, capacitatea, numărul și anul fabricației sau poansonul operatorului economic de umplere. Pentru neregulile descoperite, comisarii au aplicat amenzi în valoare de aproximativ 15.000 de lei și 3 avertismente. De asemenea, circa 30 de butelii au fost oprite temporar de la comercializare până când comerciantul s-a pus în legalitate.